Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi, sau în seara asta mai bine zis, că filmez și eu pe întuneric, apropo, un mic life hack. Pare că am filmarea dreptunghiulară, dar știți că web-ul meu e cam nașpa și eu de fapt aici nu se vede nimic. Dar acum am tot fundalul negru, am mers să fac pe calea la asta. În fine, și acum aș trebui ca din întuneric de aici să-mi iasă unul să mă strângă de gât așa, să vă trag întuneric. Bun, gata cu prosteala. M-am gândit să dezbat acest subiect, că-mi tot apar chestii legate. Și chiar am ignorat chestia asta. Am vorbit despre gunoaiele de la noi din țară și n-am vorbit despre ce se întâmplă în afară, peste ocean, unde e o situație mult mai gravă ca în România noastră. Ca altora nu e. Treaba asta în felul următor. De la abuzul în serviciu al unui polițist alb, care a omorât, punându-i genunchiul pe gât, unui om mai colorat, deși negru nu este culoare, mă rog, deci unui cetățean negru i-a pus genunchiul pe gât, pe trotuar, pe bordură, până l-a omorât, au început dita mai revoltele și a renăscut rasismul care era acum sute de ani, pe când săracii negri aduși din Africa erau vânduți ca sclavi. Deci, pur și simplu, acum acolo cred că-s naționaliștii cu rasiștii, cu toți se bat acolo. Nu m-am stat să analizez foarte mult situația. Pot spune că nu e ok și se întâmplă. Polițistul acela a abuzat. Omul ăla merită pușcărie, nu pe ucire din culpă. Ăla merită abuz în serviciu și ucidere, nu din culpă. Și adunate este o pedeapsă mai mare. Ca idee, în România, dacă ai mai multe dosare penale, cu trei fapte, o faptă e 3 ani, una e 4 ani, 5 ani, ție ți-o dă pe cea mai mare. În România, ignorați că țipă pruncii pe stradă, în România, în America, se dau sentințe pentru animale de-astea care trebuie pentru țestoase. Gen, oameni care au făcut mai multe fapte astea ilegale, se adună pedepsele. 5 ani de colo, 10 ani de colo și ajung să facă aia 80-90 de ani de pușcărie. Adică pe viață, practic. Nu-i sentință pe viață atâția ani. Dacă apucă să trăiască până la eliberare, bravo lui. Revenind. Deci da, a fost mega abuz al polițistului. Ceva ceea ce nu se face. Mi se pare surprinzător că în secolul 21, având în vedere că Statele Unite au avut președinte de culoare, mulatru, nemulatru, era ciocolatiu omul. Aceștia au tot cu președinte de culoare, au ajuns în asemenea situație. Acum mulți o să zică că e vina lui Trump, că el e rasist, că e așa, și se rupe de Trump. Că nu s-a dus Trump, la polițist să zică pune genunchi pe cap la oameni. Nici de cum. Că a avut influențe, dar oricum, nu-și permitea Trump să încurajeze rasismul, să dea ordine la polițiști, fiți răi cu ăștia de culoare. Nu se face așa ceva. Aici e totul de la un abuz. Cum a pornit revoluția de la Timișoara? De la un preot călugăr care urma să fie mutat, expulzat de comuniști și a început teama revoluția împotriva comunismului. Așa și aici, de la abuzul în serviciu al unui polițist, s-au ajuns la dita mai protestele. Acum ajung la partea în care nu citesc de pe niciun prompter, am eu aici programul și mă văd eu, n-am niciun text, stați liniștiți. Hai să vă și arăt. Ăsta e display-ul meu. Nu e nimic. Nu știți că citesc de pe vreun text sau ceva. O să mă mușc așa, dar se vede urât, că am și ochiul ăsta umflat. Dau așa într-o parte. Revenind. Tot îmi apar pe Instagram filmulețe legate de poliția din America care face abuz. Pe unele dintre aceste filmulețe le știam de mai bine de câțiva ani și dacă le căutați le găsiți postate acum mulți ani. Ideea nu mai e acum că poliția face chestii rasiste. Am văzut și aici abuzuri ale poliției americane și pe femei, albe și pe mai multe. Acum a început și o campanie de denigrare a poliției.
Treaba este, în America este și normal și firesc ca poliția să fie mult mai dură ca în România. În România, poliția e prea moale, în America e cam prea dură. Dar în unele situații e bine să fie dură, pentru că, nu știu dacă stați să căutați, o să găsiți filmări cu dăștia care erau fugăriți de poliție, s-au suit cumva pe niște trenuri, s-au fugit și au scăpat, și au sărit prin pădure. Oameni care dau jos, alții, miraculează din mașine, trag din mașină și se urcă în mașină și pleacă ca în GTA. Chestiile astea se întâmplă. Perfect de acolo ca polițistul să aibă tot dreptul să tragă. Câteva filmări pe care le-am văzut într-una pe Instagram, că era un video foarte celebru, poate și pe Facebook, Facebook nu folosesc, dar Facebook, Insta, aparțin astea de zuc. Un video în care la un moment dat arată un polițist care pune taserul unei femei, sau Zeusul dă pe CSGO, și alta în care polițistul trage într-o mașină care fuge, care, mă rog, a pornit cu mașina și polițistul, mă rog, era un Glock cu SP, nu știu ce era, și a tras acolo de, i-a făcut praf pe ea. Câteva filmulețe le-am mai văzut că mai apăreau de astea, gen poliția în America, cât de, cum să spun, severă e. Nu neapărat severă, face rău, severă că se ocupă de infracțiuni și astea. La un moment dat, era una grasă, dar cu o față de aia de țărancă, din aia, cum să zic, la oraș, care habar să traverseze strada și în sat se e cea mai domnișoară. E oprită de poliție, o pune să sufle în epilotest sau în ceva ce nu, nu mai știu sigur. Am văzut mai de mult clipul, n-am mai stat să-l caut. Și ideea e că aia n-a vrut să dea jos, să se legitimeze sau ceva de genul. Polițistul ia, dă-te jos să vorbim sau ceva. Și aia a dat să fugă. Să închidă ușa și să fugă. Polițistul a tras-o sau i-a spart geamul cu lonțul de la pistol, nu mai sigur cum a fost, a tras-o jos și evident, de nervi că aia dă să fugă, nu te-a pus să-i spui, bă, îmi cer scuze că te-am trântit, dar ai dat să fugi. I-a trântit și un taser. Aia ca pedeapsă să te învezminte, pentru că automat dacă avea tupeu să fugă cu mașina, clar nu se poate a zis, gata, domn polițist, m-am cumințit, probabil că m-a și sărea la gâtul polițistului. Și a dat cu taserul. Sunt foarte de acord cu așa ceva. Unde sunt ăștia care nu opresc la poliție? Când îi oprește poliția în trap de sunt beți, ei calcă mai tare și o iau la fugă. O iau la fugă. Pilotează, că ea sunt deja... Pilotează mașinile, nu le mai conduc la cum zboară. Aia da, merită tratați cu taserul. Nu cu cătușe, întâi taser, veți ca să zic așa, să fie potoliți. Alt video, era cu unul care a tras, a luat poziția scoică cum ții pistolul și a tras frumos prin luneta de la... Parcă era un fel de mașină de aia cu remorcă. N-avea locuri din spate, avea ca un fel de remorcă, nu știu cum trebuie să zice, îmi scapă. Și nu s-a văzut continuarea, clipul știam. Și gen l-am pușcat pe unul. Ideea e că îi suspecta pe aia de droguri. Și le-a zis, dați-vă jos să vă percheziționăm că ați putea avea droguri. Și l-a luat cu tasul. Și ăla la fugă. Și a apucat polițistul să tragă și să-l oprească pe ăla. La roți, nu a nimerit, a tras direct acolo să-l puște pe șofer. Aia e legea mai dură, dar vorba aia, ăla avea droguri, poate putea între timp. Trăgea tu la roți, dar până atunci scotea el capul pe geam și trăgea el cu ceva. E posibil ceva, că în America poți să-ți cumpere arme. Pentru protecție, dar mulți nu le folosesc pentru protecție, le folosesc pentru chestii, cum sunt sculșaturi și alte chestii. Din nou, eu zic că a acționat ok. Nu l-a omorât, doar l-a împușcat în mână prin lunetă. Putea să ne mească la cap, aia e. E legea mai dură, n-ai ce să-i faci. Acolo n-a fost chestie de abuz. Și încă un video pe care l-am mai văzut foarte popular e cu polițistul care trage într-un câine. Și îi rupe lăbuța pistolul, cum a tras ea, sărit laba de la câine și mai era într-o pieliță târnând. E, am văzut o variantă mai lungă la clip în care câinele a sărit să muște polițistul. Automat că și tu probabil când vezi un dulou, un Doberman, un Rottweiler, ceva să sare pe tine, dai cu ce apuci. Sigur că sunt oameni care, aia chiar sunt niște animale, își bat animale fără să fie necesar. Zici că în ideea când ați sare un câine să te muște, te aperi. Dar nu te-a pus să-ți bați câinele că miroase urât sau habar n-am că vrea să se joace cu tine. În cazul ăla a fost legitimă apărare.
Decât să ajungi, să te muște câinele, să te sfâșie, să fii nevoie să faci injecție rapid împotriva turbării, aia nu puști, a fost în autoapărare, n-aveai să faci. Sunt sigur că și tu cel care te uiți, dacă sărea un dita mai dulou pe tine și avea un pistol, trăgeai în el. Oricât de iubitor de animale ai fi, nu cred că sunteți cu toții zoofil, nu? Bine, au fost multe filmări care au fost tăiate până în momentul în care a tras polițistul, că ideea era că făceau abuz de gloanțe. Așa se puteau face chestii și, de exemplu, cu ăștia, Tyson-ii, Spartacus-ii care au fost bătuți după noaptea de înviere, au petrecut și făceau vine poliția și răsturnăm. Puteau tot așa alții să ia filmulețe cu ăștia și să le pună peste o petrecere și să zică, uitați, poliția română arestează pe toată lumea, nu mai scapă nimeni. Nu mai putem sărbători Paștele, arestează poliția. Fără să arate părțile în care ea făceau live pe Facebook și ziceau, hai bă, eu personal, prima mașină care vine o răsturn. E posibil, nu zic nu, e posibil ca ceva să fi fost și acolo. Oricum, acolo au luat filmări din mai multe părți. Sunt sigur că foarte mult este abuz, mai ales cu ce a făcut cu George Floyd. N-am auzit de el până atunci, poate sportiv ceva, nu m-am documentat, este abuz. Nu toate momentele care au fost violenți sunt legite, ca să zic așa, sunt în regulă. De multe ori probabil au fost exagerate. Dar vreau să ajung la partea în care să zic că s-a ajuns în punctul în care a ajuns să denigreze poliția. Și în momentul în care au început ăștia să denigreze poliția americană, au și început jafurile în magazine, incendieri pe acolo, puteți găsi. Acum nu mai e vorba de discriminări de-astea și pe internet și atacuri online. Aici e vorba direct la opte stradă, ceea ce nu este ok. Înțeleg. Hai să închid un jaf. Înțeleg ideea. Abuzează poliția, e violentă, ok. Dar ce te apuci să dai foc la magazine, să le jefuiești? Bine, n-au fost jafuri mari, au fost niște Adidas. Dar Adidas și aia costă probabil cât telefonul de pe care te uiți tu. Nu sunt rasist, nu vreau să înțeleg așa ceva. Nici eu nu sunt față palidă. Mă rog, acum de la mine că-s cu pagina de la Google. Acum dau mai în spate, zici că scos din India eu. Și poliția a abuzat, mai ales în cazul ăla, dar și mulți au început să denigreze și acum altora li s-a urcat la cap. Să nu se înțeleagă că am ceva cu persoanele de culoare. Pentru cei care nu-ți dă pe canal, Ricardo Milos este unul din mimurile mele preferate. Pe canal aici avem foarte multe lucruri legate de Ricardo Milos. Ricardo Milos, ce este? Negru. Și ne place Ricardo Milos, n-avem nimic cu el. Chiar dacă e negru, chiar dacă e pe invers, nouă ne place Ricardo Milos. Îl susținem, nu-l denigrăm. Și uite, eu de exemplu mă uit la wrestling, sunt mulți wrestler negri, de exemplu Booker T, Mark Henry și mai sunt multe talente de-astea mai noi. Sau Kofi Kingston, R-Truth, sunt destul de mulți wrestler negri care fac o treabă foarte bună. Sau chiar și The Rock, el nu este alb, The Rock. E mai așa, mai mulatru The Rock și este unul dintre cele mai mari nume. Bine, nu e mult mai alb ca Obama, dar nici alb ca John Cena nu e The Rock. Înțelegeți? Deci să nu se înțeleagă că sunt ceva rasist. Dar sunt de părere așa. N-am ce face să rezolve forțele de ordine în America cu violențe și cu protestele. Dar pentru cei care stați acum pe internet și vedeți o grămadă de chestii, eu zic că vina este oarecum împărțită în mod egal. Și poliția este afurisită în America multe situații, dar și infracțiunile de acolo sunt pe măsură. De s-a ajuns ca poliția din America să fie dispusă să folosească mereu taser sau pistol. Uite, e un filmuleț pe YouTube cu polițiștii care l-au prins pe unul care avea două cuțite și era închis într-o încăpere. Avea două cuțite de bucătărie să-i taie. Eu au avut manevră repede, unul a deschis ușa și altul l-a prins cu taserul pe ăla, că altfel îi înjunghea. Dar lăsând niște de-astea minore, puteți căutați culșaturi, câte culșaturi s-au întâmplat în America. Cazuri în care erau oameni cu pistolul pe stradă și împușcau oamenii. S-au dus în mijlocul intersecției cum e la Unirii în București și pac, 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 trăgea în mașini. Câte unul, cât un altul. Fie alb, fie negru, fie
fie asiatic, fie roșcat, fie blond, cum era. Sunt cazuri și cazuri. Deci, în concluzie, nu credeți tot ceea ce vedeți pe online, pentru că sunt mulți oameni care o să denigreze poliția americană, foarte mulți negri, oameni care o să fie rasiști, doar cu negri și cu toate minoritățile. Concluzia acestui video, ce am să vă spun, este că vina este împărțită în mod egal și multe chestii de pe online sunt făcute astfel încât să scoată așa sentimentul de milă, de dispreț pentru agresori și astea, și să victimizeze prea mult, să pună prea mult într-o lumină proastă, într-o imagine nașpa, unde toate filmulețele alea sunt "Watch it before will be deleted" și într-adevăr arată momentul în care trage polițistul, dar și cu o muzică tristă, dar numai atunci când trage, n-arată ce a fost înainte, dacă să zicem ori fi venit ăia cu bâte, cu ceva de genul, și au fugit și au rămas câțiva și a apucat polițistul să tragă, că, na, sunt situații în care de nervi vine să scoți pistol să-i împuși pe toți. Eu zic că e ok să faci asta. Da. Nu credeți orice dă pe online, unde, da, e foarte multă propagandă. Nu mai și zic să nu mai distribuiți chestii legate de chestia asta, chestii în care poliția e criminală în America și toți polițiștii omoară oameni și împușcă, fiți rasiști cu negri și cu femeile, dar nici chestii în care sunt ăștia negri care jefuiesc și alea. Fiecare are vina sa, cum e la noi, cum de poliția e slabă, are un amăr de Carpați, vrei să tragi drept și poară glonțul în dreapta pe la etajul 2. Așa și infracțiunile România nu sunt de nivelul cel din America, cum de la noi încă se fură o găină și ceva de genul. Acum un an i-a furat unul de aici cazanul de țuică. Aie, să ne bucurăm pe la noi e ca acolo, că mulți ne dorim. Vreau să merg acolo, dar uitați ce se poate întâmpla. Nicăieri nu-i perfecțiune. Hai, aveți grijă ce vedeți pe internet și uitați. Nu promovați rasismul, că nu este bun. Și nici autoritatea excesivă a forțelor de ordine să aibă prea multă autoritate. Cum deși jandarmii își permis să bată protestatarii pe 10 august. Și-au permis. Hai, ceau lesturor!